Ciclonul de praf saharian traversează România în aceste zile, însă nu ne va afecta foarte tare, spun specialiștii. În perioada 23-28 aprilie, circulația aerului se va face preponderent din sector sudic la nivelul continentului european, motiv pentru care această circulație va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcate cu particule de praf de origine sahariană înspre sudul, centrul și estul Europei. În această perioadă va ploua temporar în regiunile de la sud și vest de țara noastră, iar ploile vor determina depunerea prafului, astfel încât concentrația particulelor de praf care urmează a ajunge deasupra României va fi redusă. Totuși, depunerile din țara noastră vor putea fi observate în zonele și intervalele cu ploaie, adică în orele care au rămas din această zi și noaptea care urmează în regiunile vestice, nordvestice și la munte, iar spre finalul săptămânii, și ne referim în special la sâmbătă și sâmbătă spre duminică, ploile să revină din nou, mai ales în jumătatea de vest a țării. Nu este situație neobișnuită, aceste situații se întâlnesc de obicei primăvara și toamna, atunci când circulațiile se intensifică la nivelul Europei, pentru că este tranzitul dintre sezonul cald și rece. De altfel, anul trecut, pe 17 aprilie, aveam din nou un astfel de comunicat cu referitor la praful de saharian în zona României. Totuși, persoanele cu probleme respiratorii pot fi afectate și trebuie să evite deplasările lungi în aer liber în această perioadă.